Justificare. Când i-am spus nu ai cultură, ea cu mult aplomb îmi zice: cu așa sân și cu așa gură, vrei să îl citesc pe Nietzsche? Pe viață. Bătrân, senil și bâlbuit, el candidează iarăși, deci, înclin să cred că a gândit să-și ia în senat un loc de veci. Nudism la tribună. E un om politic pornograf și în toate speech-urile sale auditorul face praf, vorbe multe, toate goale. Proporționalitate. Gândind că sunt încă bărbat, m-am dezbrăcat la o amică. De ce ai venit, m-a întrebat, cu pensia așa de mică? Campania de primăvară. Mândruța și bădița ei s-au dus la muncă porumbei, în câmp cu un plug încă din zori, și au arat de 4 ori. Bacoviană. De atâta nopți au plouând în cămăruța din subsol, sunt singur și mă bat un gând spre portofelul meu cel gol. Scriitor adaptat. În comunism scria cu har literatură de sertar, iar astăzi, fără vreun reproș, nu mai volume pentru coș. Părerea criticilor. Despre muza mult iubită care îl inspiră în artă, unii spun că e adormită, alții că îi dea dreptul moartă. Unei concubine de fost nomenclaturist. L-a iubit ca o zevzeacă, iar acum văzând că pleacă și-a făcut pe dată planul, o să-i secere ciocanul. Modernism erotic. În fânul de curând cosit cu o fată dulce m-am iubit, dotată în dublu sens perfida, avea și sifilis și sida. Portret. O domnișoară mă pictă, amănunțit cu multă artă, un nud și îl intitulă Bătrânul cu natură moartă. Metodă de vindecare. La bătrânețe am un șpil, bolnav temperatura îmi trece, privind femei cu sex appeal. Imaginea mă lasă rece. Regrete. Și acum o plâng amar pe anii, iar amintirea nu mă lasă, că am iubit-o de toți banii ce i-a furat fugind din casă. Flirt la bătrânețe. Dulceață fata avea cu carul, dar ce folos, o ia pustia, că în loc să-mi crească necesarul, mi-a ridicat doar glicemia. Meniu aluziv. Soția îmi gătește excelent, că orice prepară bine face. Începe cu friptura testament și încheie cu plăcinta dormi în pace. Confesiunea unui viril. Am iubit-o ca un zmeu, ore întregi, gesturi precise. Ia ce a spus, întreb și eu. Mai nimic căci ațipise.